Ca să joci bine, trebuie să mănânci bine. Vorbim despre fotbaliști pentru care alimentația este importantă ca să fie în formă pe teren. De jucătorii echipei Zimbru are grijă un bucătar șef care este foarte atent la produsele din farfuria lor. Acesta este un om la fel de important ca și antrenorul. Fotbaliștii echipei Zimbru muncesc din greu la antrenamente, fiind cu gândul la noul sezon, dar eforturile nu ar fi posibile fără un regim alimentar strict. Sportivii iau masa de 3 ori pe zi. Le gătește o echipă de bucătari condusă de Elena Gosteva. Надо учитывать особенности питания футболистов. Футболист должен питаться калорийно, вкусно. Мы работаем, чтобы было приятно. Elena Gosteva activează în domeniul gastronomic mai bine de 30 de ani, fiind în trecut șefă la un punct de alimentație publică. În ultimii 14 ani, ea are grijă de ce mănâncă fotbaliștii de la Zimbru Chișinău, iar toate meniurile le stabilește din timp împreună cu medicul echipei. Нельзя давать им сильно жареного. У них больше блюд жареных на гратаре, больше блюд запеченных. Им нельзя делать жирные бульоны. Первые блюда должны быть легкими, вторые блюда то же самое. Поэтому в большинстве своем это спагетти, сыр. Выпечка должна быть обязательно. Recent, băieții de la Zimbru au fost vizitați de un dietolog din România, care le-a ținut o lecție. Concluzia, care este? Ceea ce vă spuneam, zahăr, ciocolată, alte dulciuri bogate în zahăr simplu, sunt contraindicate mai ales înainte de mers sau antrenament. Jucătorii spun că au însușit lecția. Ei adoră borșul roșu, soleanca, pastele și carnea de pui, iar cu dulciurile sunt mai atenți. Înainte de mers, de exemplu, nu este bine să mâncăm ciocolată dulce, fiindcă această de energie doar pentru 30 minute și pe urmă pierdem toată energia. Este folositoare ciocolata neagră. Cât despre alcool? După un antrenament o dată pe săptămână, poate 2 ori maxim, putem servi un pahar de vin roșu, dar în perioada când suntem în vacanță putem servi o bere maxim, dar nu e de dorit. Antrenorul Marius Codescu, care a lucrat în staful tehnic al clubului Viitorul Constanța, este și el atent la alimentația fotbaliștilor. Alimentația și odihna sunt cele două elemente principale pentru ca organismul să fie pregătit pentru efort. Este exact ca și combustibilul, ca și benzina și uleiul pentru mașină. Bucătarul șef al echipei Zimbru spune că de când lucrează la club a îndrăgit fotbalul. Sportul a devenit o parte a familiei sale. Sin занимался с 5 лет, ходил в Зимбру. Муж спортивная гимнастика, был чемпионом Союза. Fotbaliștii echipei Zimbru își vor testa forțele în noul sezon, care începe pe 1 aprilie.